Mă prezint standard, bună ziua, mă numesc Vladislav, de profesie sunt profesor de istorie, cunosc despre domeniul trading din 2016. Răspunsul e foarte simplu, eu nu aveam deloc cunoștință, deci nu cunoșteam nimic despre trading și cursurile respective au fost și primul meu pas în domeniul respectiv. Adică nu putem să încep să tranzacționez fără, nu avem nicio cunoștință în domeniu. Primele lecții mi s-au părut foarte interesante, captivante, inovatoare, aș spune. Ceva nou pentru mine a fost. Este riscant, deoarece mulți oameni se aventurează fără cunoștință elementare măcar. Și clar că iau țeapă. Și este profitabil pentru că dacă ești disciplinat și inteligent, câștigi mult. Diferența e emoțională, adică sunt alte emoții când deschizi o tranzacție pe un cont real, când riscurile sunt reale, și tot o altă emoție sunt când ești pe un cont demo cu bani virtuali și respectiv riscuri virtuale. Nu neapărat tehnici, am suportul managerilor din compania Double Case și plus la asta deja am oarecare experiență, că stresurile sunt mai mici. Nu se compară cu primele tranzacții care le-am făcut. Pe un cont real tranzacționez de un an și, deci 14 luni aproximativ. Folosesc mai multe strategii în același timp, depinde de situația de pe piață. Ele toate sunt învățate aici la Double Case, mai mult timp în urmă. Ele sunt arhi cunoscute, eu nu știu dacă au o denumire științifică, spunem așa. Deci folosesc indicatorii, Ishimoku, Sohastic, Medi, disciplină, rezistența la stres și inteligență. Se învață, dar adevărata învățătură, spunem așa, vine în momentul practicii deja. Deja când propulzezi, tranzacționezi. Apar atunci lecțiile de viață, cum să spun. Nimeni. Toți consider că este o piramidă și trebuie să mai repede de fugit de aici. Ok. Dar cum le argumentați? Nu prea intrăm în polemici, că văd sensul. Fiecare la urmă urmei hotărăște pentru dânsul unde dorește să-și investească banii. Dar în principiu argumentez prin exemple din viața reală, oamenii care cunosc, care au avut succes în acest domeniu, care și la moment tranzacționează, adică de cât timp li se prognoza că o să pierdă tot și încă n-au pierdut. Adică dau exemple de oameni. Cam așa îmi explic eu și demonstrez unor oameni poziția mea. Da, și deja și proprii rezultate. Probabil din experiențele din trecut, în vedere de societate, când vorbesc, știm foarte bine anii 90 și mai înainte, piramide financiare, tot felul de proiecte de astea care dispăreau peste noapte și oamenii neinstruiți în domeniul financiar se aventurau acolo fără cunoștință, fără nimic, pierdeau bani și evident că acum când mai aud de oricare companie, broker, bursă, gata pentru dânsi, e clar, schemă. Și nici nu se discută pe tema asta, tabu, știți. Cam de aici provine ura asta și critica față de acest domeniu. În primul rând, eu cunosc despre trading de domeniul acesta din 2016, dar mult timp am tranzacționat doar pe demo, nu cu cont real. Până când, la un moment dat, adică deja nu mai existau argumente să mai fiu convins. Deja iar știam sigur, domeniul este sigur, se poate de investit. Aveam cunoștință, strategii și am decis simplu, adică m-am prezit, am considerat că e ok de investit acum. Da, da, sigur, recomand tuturor, mai ales tinerilor, recomand, care recent au împlinit vârsta de 18 ani și încep a arunca bani în dreapta și în stânga, le recomand întâi să investească în propriile cunoștințe și pe urmă în proiecte financiare. Asta o să le fie adevărat succes. Mulțumesc!